Doamne ajută, dragii mei, bucurie! Suntem în curtea Mănăstirii Vatoped și avem bucuria să aflăm astăzi mai multe date despre comorile acestei mănăstiri. Sfințenia vieții părinților este întreținută de dragostea Maicii Domnului. Vom vedea astăzi 7 icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Părinții români va fi gazda noastră astăzi. Sfinția sa ne va povesti despre istoria fiecăreia dintre cele 7 icoane făcătoare de minuni din Mănăstirea Vatopedu. Să rămână, Părinte Pahomie! Bine ați venit! Bine Doamne v-am găsit, bucurie! Îmi pare bine să ne vedem Doamne în curtea Mănăstirii Sfinției voastre. Bucurie! Bucurie! Doamne ajută! Poftiți în biserică, în biserica centrală a mănăstirii, în catolicul mănăstirii. O să vă vorbim puțin despre istoria mănăstirii și despre icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului. Poftiți! Suntem în Biserica Mare, în Biserica Principală a mănăstirii noastre, numită Catolicon în limba greacă, conform tradiției atonite. Sfânta Mănăstire Vatopedu are o istorie foarte, foarte veche, se pierde în negura vremurilor. Sfântul Împărat Constantin cel Mare, după libertatea dată creștinilor, a ridicat 3 biserici în peninsula Athos. Una dintre ele a fost o biserică pe care a ridicat-o pe locul acesta. Însă, din nefericire, puțin timp mai târziu, biserica aceasta a fost distrusă de către nepotul său, împăratul Iulian Apostatul, care revenise la păgânism. La câțiva ani după distrugerea ei, urcându-se pe tronul Imperiului Roman de atunci, împăratul Teodosie cel Mare, a reclădit biserica aceasta distrusă de către Iulian Apostatul ca o recunoștință adusă Maicii Domnului, care l-a salvat pe fiul său Arcadie de la Nec. Trecea cu o corabie pe lângă Sfântul Munte, venind de la Roma, de la fratele său Honoriu, îndreptându-se spre Constantinopol, în timpul unei furtuni a căzut în apă, au crezut toți de pe puntea corabiei că fiul împăratului s-a înnecat, însă după trecerea furtunii l-au găsit marinarii pe țărmul mării, dormind lângă o tufă de care era plină toată regiunea aceasta și au numit ținutul acesta Vatopedi, de la Vatos, tufă, și pedi, copil. Deci copilul din tufă. Copilul din tufă sau tufa copilului. Se păstrează denumirea acestei regiuni până în zilele noastre. E o minune. Acest copil. Sigur, pentru că tatăl său, când a aflat despre salvarea minunată a fiului său, a trimis o delegație importantă în peninsula Athos cu scopul de a clădi o mănăstire pe locul acesta. Le-a mai povestit Arcadie, copilul salvat de la Nec, că în timpul furtunii o femeie pe valurile mării l-a tras din apă pe țărm. Și au dat seama toți că este vorba de Maica Domnului și au închinat această biserică zidită mai apoi de tatăl său, Maicii Domnului. În jurul acestei biserici, ne spune tradiția, s-au adunat mulți dornici de isihie, de viață monahală și s-a format o mănăstire. Nu avem știri scrise de atunci despre această mănăstire, însă credem că viața mănăstirească, bisericească și mănăstirească pe locul acesta nu a contenit până la începutul secolului al X-lea, când întâlnim o mănăstire destul de mare pe locul acesta, care a fost, din păcate, complet distrusă și arsă de către niște pirați arabi în timpul unei incursiuni de-a lor în Marea Egee. Aproape toți monahii au fost uciși, cei care nu au fost uciși au fost luați ca prizonieri și vânduți ca robi în insula Creta, care pe atunci era sub stăpânirea lor. O, Doamne. Unul dintre acești părinți a fost și un erodiacon tânăr pe atunci, pe nume Sava, paraclisier al bisericii, care înainte de a fi prins de către respectivii pirați, a reușit să ascundă într-un puț, într-o fântână, ce se află până astăzi
în afara bisericii mari o icoană a Maicii Domnului, care se păstra în biserică, o cruce pe care o purta lupte Sfântul Constantin cel Mare, care de asemenea era păstrată în biserică, și credem în semn de cinstire față de odoarele acestea sfinte, a coborât și o lumânare aprinsă în fântâna respectivă. Nu după mult timp, de la distrugerea mănăstirii, trei tineri bogați, frați după trup din orașul Adrianopol din Tracia, aducându-și toată avuția, au venit în Sfântul Munte cu scopul de a deveni ucenicii Sfântului Atanasie cel Mare de la Marea Lavră. Faima Sfântului Atanasie se dusese peste tot. Ajunsese până la capetele Imperiului Bizantin. Și pentru noi are o relevanță, pentru că Sfântul Atanasie a creat o biserică într-o zi. Biserica noastră se numește Sfântul Nicolae dintr-o zi, da. Și în tradiția ortodoxă sunt două biserici dintr-o zi, una făcută de Sfântul Atanasie, care într-o zi a dedicat Maicii Domnului biserică din dragoste. Da. Însă, Sfântul Atanasie cel Mare, părintele monahismului chinovial atonit, nu i-a ținut la Marea Lavră. Știind despre distrugerea acestei mănăstiri, le-a dat poruncă, după ce i-a făcut monahi, să vină pe locul acesta și să reconstruiască mănăstirea Vatoped. Pe nume, cei trei frați monahi trimiși de Sfântul Atanasie aici au fost Nicolae, Atanasie și Antonie. Nicolae a devenit chiar primul stareț al noii mănăstiri Vatoped. După 70 de ani de la distrugerea mănăstirii, așa cum v-am spus, de către pirații arabi, părintele Sava, acel tânăr ierodiacon de atunci, care fusese dus ca rob în insula Creta, a fost eliberat din insula Creta de către vestitul strateg al Imperiului Bizantin, Nichiforos Focas, care mai târziu va deveni și împărat al Imperiului Bizantin, s-a reîntors în Sfântul Munte și la mănăstirea de Metanie. A venit aici, a întâlnit o altă mănăstire, reconstruită între timp de către cei trei ucenici ai Sfântului Atanasie despre care v-am spus. Le-a povestit părinților cine este și ce s-a întâmplat cu 70 de ani în urmă, au dat crezare cuvintelor lui și au descoperit și puțul de lângă biserică pe care l-a stupase Sfântul Sava și în lăuntru au aflat atât icoana Maicii Domnului și crucea Sfântului Constantin cel Mare pe care el le coborâse, stând pe apă, iar lumânarea ardea încă după 70 de ani. Până astăzi se păstrează odoarele acestea sfinte în biserică, și icoana Maicii Domnului, și crucea Sfântului Constantin cel Mare, chiar și lumânarea se păstrează, este ferecată în argint și în cinstea minunii de atunci încercăm și noi să o menținem cât de mult putem aprinsă, punând fitil iască pe deasupra și ceară curată de albine. Aceste odoare le avem în biserică, se află în Sfântul Altar, unde vom merge chiar acum ca să le vedem și să ne închinăm la dânsele. Abia așteptăm să le vedem. Poftiți! Suntem în Sfântul Altar al Sfintei Mănăstiri Vatoped. Avem bucuria ca Părintele Pahomie să ne spună ce găzduiește acest loc atât de sfânt. Maica Domnului, făcătoare de minuni, este așezată exact unde, în mod obișnuit, în biserică este tronul arhieresc. Deci voi aici aveți un arhiereu în persoana Maicii Domnului. Da, pentru că ea este stareța Sfântului Munte. Icoana aceasta a Maicii Domnului, despre care mai spusesem vorbind despre istoria mănăstirii, a fost găsită stând pe apă după 70 de ani într-o fântână astupată, adusă de părinți în biserică, a fost așezată pe scaunul de sus, pe tronul arhieresc, așa cum spuneați, în semn de mare cinste. Și de atunci până astăzi se află aici, pe locul acesta. Este principala icoană făcătoare de minuni a mănăstirii, se numește Vimatarisa, în traducere cea din Sfântul Altar, Altărița, mai are încă o denumire, Ctitorisa sau Ctitorița, pentru că are legături cu ctitoria mănăstirii, așa cum vă spusesem, vorbind despre istoria mănăstirii din secolul al X-lea. Face foarte multe minuni această icoană a Maicii Domnului, este foarte iubită de către credincioși, iar copii după icoana aceasta au fost trimise în toată Ortodoxia. Ce mai găjduiește acest Sfânt Altar? Pe lângă icoana Maicii Domnului, în Sfântul Altar se află și crucea Sfântului Constantin cel Mare, care de asemenea a fost lăsată în fântâna respectivă, coborâtă în fântâna respectivă de către Părintele Sava, diaconul de atunci,
și găsită tot stând pe apă după 70 de ani. Este una dintre crucile pe care le purta în lupte Sfântul Constantin cel Mare. Mai avem sfinte moaște din ce văd aici. Sunt mai multe sfinte moaște în biserică. În Sfântul Altar avem două oracle ce conțin moaștele Sfântului Evdochim Vatopedinul, un cuvios care a trăit în mănăstirea noastră. Vrând să cunoască numele Sfântului, n-au descoperit absolut nimic în jurul moaștelor, n-au știut cine este acest Sfânt și l-au numit Evdokimos, cel care binevoit să se arate, să se descopere. Mai curând Dumnezeu l-a descoperit oamenilor. După puțin timp de la descoperirea Sfintelor Moaște, Sfântul acesta s-a arătat unui monah ce viețuia în afara zidurilor mănăstirii, mai curând în schitul Colci, unde avem și două chilii românești. Acolo se spune că viețuia monahul respectiv, suferea de o boală incurabilă. Sfântul Evdokim l-a vindecat și a spus: eu sunt cel pe care l-ați descoperit cu puțin timp înainte în cimitirul mănăstirii. Numele meu este Sava, însă vă rog să îmi lăsați numele pe care mi l-a spus. Și așa a rămas numele de Evdokim până zilele noastre. Foarte frumos. Și aici văd că mai aveți iarăși sfinte moaște. Avem oracle ce conține o parte din moaștele cuviosului Iosif Isihastul, care este și întemeietorul frățietății noastre, pentru că starețul nostru mare, bătrânul Iosif Vatopedinul, care a plecat la Domnul în 2009, i-a fost ucenic direct. Ah, ce frumos! E o înrudire duhovnicească frumoasă aici. Bineînțeles, bineînțeles. Iar acum a venit biserica în mod oficial și l-a canonizat. Da, sfânt. Da. Minunat. Deci, practic, prima icoană făcătoare de minuni din cele 7 ale mănăstirii Vatoped este Vimatarisa. Altărița, cea care stă în Sfântul Altar și cea care a stat pe apă 70 de ani, a fost ridicată din această fântână și acum străjuiește în Sfântul Altar pe locul tronului arhieresc.